cu E8 4.2 FSI. Hai să aflăm mai multe despre el. Răzvan, vrem să auzim niște păreri. Prima părere despre cum se conduce. Prima oară când mă volanul din E8. Am auzit multe despre el. Am citit, văzut vloguri, în special despre modelul 5.2 V10. Dar am rămas destul de impresionat și de 4.2 ăsta V8. Acum că ne-am plimbat un pic cu mașina și am văzut cam despre ce este vorba, cum merge, ce păreri poți să-mi dai despre ea? Da, e o mașină foarte interesantă, o mașină care am urmărit-o mult timp și am vrut să am ocazia să reușesc să mă aflu la volanul ei. În primul și în primul rând datorită motorului de 4.2 FSI aspirat. Cât cai are mai exact? 420 stock. 420 stock. Stock 420, da. Are o transmisie? Din câte știu eu? Transmisia este automată, robotizată din ce-mi dau eu seama. Odată ce iei piciorul de pe frână, în momentul în care mașina este în viteză, nu pleacă de pe loc. Ca și la M5, M6, bănuiesc totuși că ar trebui să fie un DSG. Fiind grupul VAG, ei folosesc pe mașinile puternice DSG-ul și nu numai. Dar este destul de brutală pentru un DSG. Și cum spuneam despre motor, că este folosit și pentru pe Audi RS4, dar mașina asta fiind cu motorul central, centrul de greutate mult mai jos, este mult, mult mai jucăușă și mult mai interesantă. Deci, per total, este o mașină completă. Este o mașină completă pentru un puștan. Pentru un puște, am înțeles. Pentru un puștan. În schimb, pornește interesant, nu? Da, interesant bordul ăsta. În general, cei de la ES și la RS au folosit tot timpul chestia asta. Și cred că are o sonorizare super bună, nu? În schimb, navigația cred că e un pic cam învechită, nu? Având în vedere că e o mașină totuși 2009. Da, pentru de fapt. Adică dacă să a fost folosită pe Audi A3 și A4 până prin 2009, cred. Am înțeles. Până dacă stăm să ne gândim bine, totuși și în 2000... aceeași navigație o găsim și pe Lamborghini Gallardo. Pe Lamborghini Gallardo, da, aceeași bravo, navigație, exact. Da. Dar împart, din câte știu eu, împart aceeași platformă la bază. Lamborghini Gallardo cu Audi E8. Am înțeles. Ce mai îmi poți zice despre designul exterior? Îți pare design o mașină super aerodinamică sau...? Este o mașină aerodinamică și cel mai important lucru de punctat, după cum spuneam, în partea aceeași platformă cu Lamborghini Gallardo, asta este fix alternativa persoanelor care nu vor să iasă în evidență, adică persoanelor cărora le plac mașinile puternice, cum ar fi Lamborghini Gallardo, da, dar nu vor să poate fie... nu au destui bani pentru un Gallardo, din câte știu e mai ieftin. E mai ieftin Audi, dar nu e o foarte mare diferență, din câte știu. Am înțeles. În schimb, în mașina în care suntem azi, din câte știu, este la vânzare, are un preț destul de accesibil. Cred că dacă îl compari cu un Gallardo, care chiar dacă îl pui 2007-2008, cred că se duce într-o 100.000, înșel? 70-80 de mii, depinde 70-80 de starea lui. La mașinile de genul ăsta... Și o mașină ca asta, din câte știu, în jur de 50. Și totuși 2009. Totuși 2009. Deci dacă uneori plătești și brandul, sau mă înșel? Nu plătești și brandul, doar că pentru pe Lamborghini Gallardo nu găsești motorul de 4.2. Adică au motorul V10. Am înțeles. Mult mai puternic. Ce poți să-mi zici totuși... despre consum, părerea ta despre consum? Cât crezi că a consumat cât ne-am plimbat? Chiar o să ne uităm și în bord. Îmi imaginez să aibă un consum destul de mare, fiind și 4, fiind și destul de puternică. Mă gândesc undeva la peste 20. 27,5? Da, oricum consumul nu știu dacă e... Cred că e un pic cam mare, nu? Un pic cam mare. Am observat că are o audiție. Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, da? Da. Deci o audiție destul de premium, de premium, nu? Da, și da, foarte recunoscută. A fost echipată destul de bine. Avem și modelul manual.
Avem și model manual. Modelul manual, un 6 trepte, da. Asta este un semi-automat, este... cred. Da. Îmi plac foarte mult elementele de carbon folosite. Da. Pe la o astfel de mașină se potrivește cel mai bine. Am înțeles. Suspensia magnetică, iarăși foarte importantă. Avem niște telescoape controlate electronic, înăuntru cărora este un lichid metalic, iar acesta este acționat de niște magneți să întărească și să înmoaie suspensia. În momentul în care apăsăm butonul, suspensia se întărește pentru a ne juca cu mașina, pe pistă, pe stradă, după caz. Am înțeles. În ce momentul în care vrem confort, apăsăm din nou butonul, suspensia este mult mai moale. Mult mai moale. Vedem că mai avem un buton sport pentru ceea ce... Butonul sport este pentru cutia de viteză. Pentru cutia de viteză, da? Schimbă mult mai brutal. Schimbă mai brutal și întorii mai mari. Am înțeles. A, și motorul este... Un buton foarte interesant, care îl vezi mai rar, pentru ce? Pentru eleron. Eleronul oricum se acționează singur la momentul depășirii vitezei de 120 la oră, din câte știu. Și avem și un buton separat pentru a-l acționa când vrem... Senzorii de parcare, da? Unul nostru plac. Pentru cele 5 lucruri ne vom completa unul pe altul, dar Răzvan, e bine așa? Da, sigur. Primul lucru care nu îmi place ar fi rigiditatea. Am tot zis de asta, mie unul mi se pare rigidă, e părerea mea personală, nu mi-o poate schimba nimeni, adică nu aș vrea o mașină atât de rigidă. Cred că poți să-mi spui și tu un lucru care nu-ți place. Păi deja am zis, practicabilitatea, iar... Având în vedere că are două locuri, deci... Nu doar asta, având în vedere că trăim în România, ți-am mai zis. Trăim în România și mașina e destul de... Și impozitul cred că e mare, nu? Impozitul cred că undeva la vreo 7.000 de lei. Am înțeles. Deci practicabilitate. Doi, ar fi că în momentul în care îți cumperi o mașină de genul ăsta, e de preferat să-ți iei vârful de gamă. Adică 5.2. Am înțeles. E strict părerea mea. Mă mențin, la fel ca și tine. Cred că... Al treilea lucru cred că ar fi... Plasticurile mi se pare de o calitate proastă. Inclusiv butoanele, adică într-o mașină care dai... Nu știu, cât ar fi un preț nou la asta? Este 100 de mii oricum. Având în vedere că plătești atât de mulți bani, aș vrea mai multe lucruri premium. Într-adevăr, avem elementele astea de carbon, care sunt premium și îmi plac și se potrivesc cu mașina, dar în schimb fiecare buton și fiecare lucru din mașină care conține plastic îmi dă senzația de o calitate inferioară. Îmi dă senzația mie cel puțin de Audi 2005. Da. 2005-2006. Da, dacă ne uităm la modelul mai nou, cred că plasticurile sunt asemănătoare. Să vedem. Posibil. Deci după multe, multe discuții care încercam să găsim al cincilea lucru care nu ne place, cred că nu l-am mai găsit. În schimb, putem să începem să ne gândim la cele 5 lucruri care ne plac la ea, da? Poate e mai simplu? Răzvan, ce zici? Eu zic că e mult mai simplu. Să aud primul lucru care îți place? Primul și în primul rând îmi place că e construit pe platformă de Lamborghini, adică are o genă de Lamborghini în ea. Îmi place că are un rezultat destul de bun la 0-100, deci e o mașină care te satisface din punct de vedere a puterii. Cât ne-a ieșit nouă 0-100? Nu știm încă, nu? Undeva la 4.5. 4.5 e declarat, da? Vom vedea imediat exact cât scoate ea. După câți ani? 2009? 10 ani. 10 ani. După 10 ani vedem dacă mai poate să scoată 4.5, da? 4.5 secunde, da? Trebuie să avem și grijă un pic în față. Am văzut. Mai auzim un lucru care îți place. Îmi place motorul. Chiar dacă e 4.2, îmi place că e motor de turație. Motor de turație. Adică se turează cu undeva la... Și se aude destul de bine, nu? Din câte știu. Se aude foarte bine, da. Se aude destul de bine. E chiar în spatele nostru, nu? Îți place? Da. Apropo de chestia asta, îți place? Crezi că putem puncta un lucru ca și cum îmi place că este motorul în spate? Da, sigur că da. Deci îți place că e motorul în spate? Având în vedere că
majoritatea supercarurilor și hipercarurilor au motoarele amplasate pe spate. E clar că... Deci se recunoaște ca fiind o mașină sportivă. Super sport? Este o mașină... Este o mașină super sport? Super sport. Îmi place mult designul. Cred că e ultimul punct și spune totul, nu? Îmi place mult fundul ei bombat, da? Are un fund bombat. Da? Da, da, da. Ce poți să mai zici despre design? Că am ajuns la punctul ăsta, cred că e ultimul și suntem de acord, nu? Da, 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 sigur. Designul îmi place că este unul cu niște linii destul de fluide. Da. Este un fel de... Poate la lucru care nu îmi place este că... că nu stau cel mai bine, da? Nu e o mașină confortabilă, deci vorbim de o mașină sport. Nu neapărat ca un dezavantaj, pentru că te ține în scaun, te ajută pe viraje. Da, și se ține centrul de greutate cât mai jos. Exact. Dar îmi place, mi se pare că sunt confortabile. Înțeles. Și scaunul... Da, părerile sunt împărțite. Clar. Bine. Frumusețea este în ochii privitorului, nu? Da. Sau în spatele lui. Sau în spatele. Este destul de brutal, nu?